Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit! Suntem cu Diana un pic pe un tărâm gastronomic. Spune-ne, te rog, despre ce e vorba. Bună! Da, astăzi, bună ziua și bine ați venit! Astăzi v-am invitat eu să veniți iarăși în județul Constanța, pentru că avem o surpriză și o premieră, și pentru mine este o premieră. Suntem în localitatea Ghindărești. În apropiere, ca să aibă vizitatorii noștri și un punct de reper, în apropiere de Hârșova, pe malul Dunării, chiar este la 50 de metri de aici, la un punct gastronomic local. Așa a fost și înregistrat, pentru că are niște reguli mai specifice. Iar astăzi vom avea un prânz specific lipovenesc, pe care îl vom asocia și cu niște vinuri făcute la fel exact aici în zonă, cred că la vreo 20 de km distanță de la Crama Darie. Va fi o asociere pornind de la aperitiv, storceag, scrumbie la grătar și un desert care și el este însiropat în vin de desert, tot de la această cramă locală. Deci chiar va fi un mic festin gastronomic astăzi. Da, abia așteptăm. Așa, da. Sper să vă fie foame și după aceea acolo să mai povestim. Inclusiv m-a întrebat multă lume de simbolurile care sunt pe mine, la uniformă. Vină puțin aici, la simboluri. Le vom povesti pe parcurs, povestea vinurilor și a regiunii în care ne aflăm. Pentru că acest sat Ghindărești este un sat cu o comunitate de ruși lipoveni. Rușii lipoveni au și un alt rit ortodox, pe rit vechi. Știm că există calendarele gregorian și iulian, doar ce am ratat procesiunea când au ieșit doamnele de la biserică. Mi s-a părut fascinant cum aveau acele costume și baticele. Aici se păstrează foarte aproape de noi, aici. Da, cred că sunt 100 de metri exact până la biserică. Doar că în rest nu se vizitează, deci va trebui să ne mai întoarcem. Dar poate vizităm ceva ulterior, după ce terminăm degustarea. Plăcere. Cu mare drag. Să pornim! Să pornim! Hai să intrăm puțin la interior și o să pun câteva cadre. Apoi o să vorbim cu proprietarul acestei locații și acestui eveniment și o să aflăm mai multe detalii pe parcurs. Da, eu mă duc să mă interesez. Interior, suntem cu doamna proprietară, doamna Ioana Matei, care ne va prezenta un pic ce se întâmplă, care este evenimentul și ce vor regăsi turiștii aici. Da, ne aflăm la punctul gastronomic local la Grișa, Grișa fiind tatăl meu, și astăzi avem un eveniment de degustare de vinuri. Am invitat un sommelier, o amică de-a mea, Diana Slav, care se ocupă cu așa ceva, și am zis să facem și altceva pe lângă meniurile obișnuite pe care le pregătim. Avem vin local de la Crama Darie de lângă Capidava, care este la vreo 20 de kilometri distanță de noi. Deci, alături de peștele local pescuit aici la Dunăre, avem și vinuri locale. Iar aici pe perete văd că avem niște tablouri. Da. Ne puteți spune? Aici am organizat un mic perete galerie foto cu imagini din arhiva familiei noastre. Acesta este tata, domnul Grișa, avea în jur de 14 ani și se află pe prispa casei în care ne aflăm. Aceasta este mătușa mea, sora tatălui. Iar aici este întreg neamul, tata fiind bebelușul din brațe de acolo. La fel poze cu familia, acei doi sunt bunicii mei, împreună cu fiii, fiicele. Bunica mea când era foarte tânără, înainte de căsătorie, și din nou tata în curtea în care ne aflăm, de fapt. Bun. Păi așteptăm cu nerăbdare masa, să degustăm și pe parcurs o să mai vă luăm câteva interviuri. Sigur că da. Poftă bună! Începem și partea de vinuri. Astăzi avem vinurile de la Crama Darie, care este o cramă locală de aici, pentru că ei, având punct gastronomic local, vor să pună accent foarte mult pe producătorii din zonă, inclusiv peștele pe care o să le avem la masă. O să vină imediat și aperitivul. Iar eticheta se cheamă Străbun, pentru că la fel pune accent pe povestea locală, pentru că aici l-avem desenat chiar pe gânditorul de la Hamangia. Eu am decis să începem degustarea cu un Sauvignon Blanc, pentru că are o notă foarte citrică și este foarte bun să dea poftă de mâncare. Noi în total vom avea 5 vinuri și atunci trebuie să-i vă iau ușurel, așa, okay, pe parcurs. Și evident că vor fi toate seci. La sfârșit, la desert, vom avea o surpriză foarte interesantă. Okay. Așa, Nina a zis că nu și Mihaela. Sau tu și tu, Nina? Și eu, Nina. Gata. Aici. Așa se pune, da, mai nou, când am făcut cursul de somelier, așa se ține sticla de aici. Okay. Da, ca să nu se încălzească. Să nu se încălzească, exact. Aha. Eu am ținut acum un pic de gât și îți dă și altă, adică ai altă ținută în momentul în care o priezi, așa, da. Okay. Plus, când ai aici acest fund un pic adâncit, da, se face și așa, dar eu încă nu am încredere în mine. Mi se pare că uneori poate să alunece, că unele nu sunt suficient de adânci. Sunt unele, ele au și alt scop, nu e neapărat pentru servire. Aici se adunau impuritățile, pentru că ai acele vinuri care, fiind produs natural, pot să mai aibă impurități. Cu cât sunt mai vechi, ați observat, mai ales la alea roșii. La fel o să avem și la alte sticle și o să vă arăt acești umeri, că așa se cheamă. Și ăștia, când torni, tu aici poți să vezi. Noi la servire, când am învățat la somelier, se făcea cu lumânare și poți să vezi impuritățile, ca să nu torni în pahar impuritățile, da. Plus strecurători, știi că sunt tot felul de ustensile, care acum sunt astea foarte moderne. Da. O să vă las să savurați imediat și aperitivul și mă întorc. Mulțumim. Bun, a sosit aperitivul. Da, am ajuns cu aperitivul. Avem aici icre de știucă, lacherde de scrumbie, adică scrumbie marinată, chifteluțe de pește și acestea sunt niște mini clătite rusești, blină se numesc, cu cremă de pește afumat. Și niște zacuscă de pește, la fel, totul făcut de noi aici. Așa. Da, așteptăm. Da. Și ceapă verde pentru cine vrea să... Am ajuns la episodul 2 al prezentării de vinuri. Eu deja am servit oaspeților rozeul, care este un cupaj între Cabernet, Sauvignon și Syrah. Am avut niște aperitive care au avut și sos de roșii și m-am gândit că se va completa foarte frumos. Și s-a deturnat povestea la acest instrument, care acum are doar rol decorativ. Este așa ca un fel de medalie, am putea să spunem, până la urmă, pentru că noi a trebuit să absolvim un curs de somelier și de-abia atunci am primit cumva dreptul să folosim acest obiect. El în franceză se cheamă Tasse du Van, pentru că istoria veche a vinurilor pornește oarecum și din Franța. Și ne ducem acum un pic în istorie, ne raportăm și la țara românească sau la Moldova, unde aveam acei dregători foarte importanți, paharnicul. Și dacă mai ține minte, sau cine a fost pasionat de istorie ca mine, se vorbea de acele pocale de argint, care se ciocneau între boieri. Argintul are rol purificator pe de o parte, dar ciocnirea aia avea și alt rol. Când sărea lichidul dintr-un pahar într-altul, dacă celălalt din fața ta nu bea, tu știai că ți-au trăvit paharul. Da. Argintul scotea în evidență otrăvurile, se schimbă culoarea. Asta se făcea ca primă verificare, mai întâi verificarea aceasta de puritate, după aceea claritate la modul general, și avem două forme de striații diferite. Aici se verificau pe de-o parte pentru vinul alb și pe partea cealaltă pentru vinul roșu. În general, acum, cele care sunt doar cu rol decorativ, în cazul meu, a mea are și o valoare sentimentală destul de frumoasă, pentru că eu l-am primit cadou de la un colecționar de artă și este luat de la un atelier din Franța, confecționat în 1910. Da. Asta chiar este valoros, nu știu cât a costat, eu m-am bucurat de cadou, rămân recunoscătoare celui care mi l-a luat. Andrei, da. Noi am fost colegi de facultate și de aia ne știm de 20 de ani. Și știa exact ce să-mi ia și mi l-a pus deoparte. Cam așa. Bine, vedem mai departe ce se întâmplă. Abia așteptăm. Aici avem storceag. Storceagul este o ciorbă de sturion. Eu i-aș spune regina ciorbelor. Deci, așa cum îi spune și numele, este făcută cu sturion, conține smântână și zer de oaie și ca să fie gustul desăvârșit, se mănâncă cu mărar verde. Să vă spun cum se pregătește. Da, spuneți-mi. Conține foarte puține legume, este o ciorbă simplă și tot ce este simplu este și bun. Conține puține legume, ceapă, morcov și ardei gras. După ce am fiert un pic legumele, se pun bucățile de pește, iar la sfârșit, în proporții egale, smântână cu zer de oaie. Și iar gustul poate fi echilibrat cu oțet sau cu lămâie și întotdeauna să-i adăugați mușdei de usturoi pentru o experiență extraordinară. Bine, mulțumim tare mult! Să aveți poftă! S-a prezentat storceagul și acum se prezintă și vinul, pentru că și aici am asociat un vin care am considerat eu că se potrivește și sper să nu fi făcut alegerea greșită. Știind că avem smântână, zer și toate cele, am luat și eu un vin un pic mai untos, Chardonnay-ul. Așa am simțit eu că se va potrivi. Acum și eu o să fac o probă, dar puțin mai târziu, să văd dacă merge în continuare și cu mușdele de usturoi, că și pentru mine sunt niște experiențe, dar aici va fi clar de preferință personală. El având zona aceasta un pic mai corpolentă, eu zic că se va potrivi foarte bine cu Chardonnay-ul. Sper să vă placă. Mulțumim! Bună ziua! Suntem aici chiar cu domnul Grișa. Bună ziua! În carnecioase. Bună ziua! Bine ați venit! Ne preparați un grătar. Vă prepar un grătar de pește. Da. Mai exact scrumbie, pentru că este sezonul ei, este un pește care apare în Dunăre să-și depună icrele, o dată pe an, începând de la sfârșitul martie, aprilie și, în mod normal, ar trebui să dureze până la sfârșitul lui mai. Dar anul ăsta a fost un an capricios, a venit în serii, a venit odată, s-a oprit, iar a mai venit, iar s-a oprit și acum cred că s-a și terminat. E vorba de climă, schimbări climatice, probabil ploi mai multe care tulbură Dunărea și o deranjează din traseul ei pe care îl știe ea. Și doi la punctul gastronomic, în această perioadă, fiind și prohibiție la ceilalți pești, de pe 9 aprilie până pe 7 iunie, mergem pe scrumbie, grătar de scrumbie, saramură sau simplă cu lămâie, la chierde de scrumbie, scrumbie afumată și acum am pregătit scrumbia, Am eviscerat-o, am crestat-o să-i rupem oasele, i-am pus în burtică ce are ea, lapte sau icre, că ea vine să-și depună icrele, i-am pus câteva boabe de piper și o foiță de pătrunjel. Și acum pe grătar. Și acum pe grătar. Să vedem cum sfârie. Cam cât durează până se coace bine? Depinde de jar, dar la jarul pe care îl avem acum, cred că în 10 minute. Este un jar normal, potrivit, nici prea mare, nici prea mic. Prima serie a fost un jar mai puternic, acum este puțin de mai mică intensitate. Totdeauna am grijă ca spinarea să fie spre interior. Așa. Aștupăm un pic să nu intre musca și îl supraveghem dacă cumva se aprinde de la grăsimea ei. Ea lasă foarte multă grăsime și grăsimea, dacă este pică unde trebuie, se aprinde. Și atunci trebuie să domorim acest foc, altfel o afumăm sau o ardem, o stricăm. Bine, în acest caz abia așteptăm să gustăm acest minunat pește. Sunteți invitații noștri. Mulțumim. Da, mulțumim. Bun, acum suntem într-o mică pauză între mese, așteptăm storceacul și mai spuneți-ne câteva despre ce putem găsi aici. Am înțeles că o să fie un eveniment peste o săptămână, au mai fost și alte evenimente care sunt cu anumite tematice? Da, noi în lunile aprilie și mai, adică anul ăsta, am încercat să organizăm diverse evenimente care să pună în valoare cumva specificul local și atracțiile din zonă. Și până acum am avut un atelier de pictură pentru copii cu un artist plastic din sat. Apoi a mai fost aici festivalul Duminica Mironosițelor. Este o sărbătoare în sat și la fel primăria a organizat un spectacol și am avut și un eveniment acolo. Acum avem degustare de vin, după cum v-am zis, iar săptămâna viitoare, sâmbătă, facem un prânz multietnic dobrogean în colaborare cu alte comunități etnice din zonă, adică vecinii noștri, cum le spunem. Am invitat comunitatea turcă din Hârșova și comunitatea tătară de la Medgidia să vină aici și să gătim împreună, fiecare ce știe mai bun. O să avem șuberec proaspăt făcut pe plită, airan, baclavale, saraili, iar noi o să contribuim cu icre și storceag. Cam acesta e planul culinar. Și o să intre în funcțiune și cuptorul? Da, deocamdată cuptorul este încă în lucru, nu e finalizat, dar pentru săptămâna următoare îl terminăm, va fi dat în funcțiune și plănuim să facem multe lucruri acolo. Deci aici o să fie zona de lucru. Da, stația de gătit este, o să fie acolo și o să facem pește la cuptor, lipii, pâinici, pește pe plită, cartofi în jar, tot ce se face la un cuptor adevărat. Și ziceați că aveți și două camere. Da, avem două camere pentru cazare, practic vechile odăi ale bunicilor. Le-am amenajat pentru cazare. Sunt două camere duble cu baie proprie și nu știu dacă se vede, dar pe plăcuța de deasupra ușii am pus și denumirea în lipovenește a camerelor, cum le numeam noi. Zadnia Hata, adică camera din spate, iar cea din partea cealaltă este tinda sau senț în lipovenește. Și da, chiar în dimineața aceasta a plecat o familie care a stat la noi aici. Da, ne place foarte mult. Ne bucurăm foarte tare. Bine, mulțumim. Cu drag. am deschis penultimul vin, ultimul care va fi la un fel de mâncare, pentru că desertul îl considerăm așa o categorie un pic aparte. De data aceasta avem un demisec în alb, dar este un cupaj. Cupaj înseamnă că avem un mix de 3 vinuri. În engleză e foarte ușor, ei zic blend la toate. Dar avem termeni și franțuzești și britanici. În alegerea mea am luat un cupaj din muscatul tănel tămâia să rămânească și fetească regală, care are și alcoolemie destul de, ok, 12,50. Eu sper să se potrivească la fel foarte bine cu scrumbia. M-au întrebat mai devreme participanții de ce miros dopurile. Da. Pentru că dopurile acestea sunt făcute din plută. Pluta este și un material natural și care la un moment dat poate să aibă și mici defecte. Dacă se usucă sau dacă prinde vreo ciupercă, că din aer se pot lua foarte multe. Nu știu dacă ați fost vreodată la Crama, să vedeți cât de septic se lucrează acolo. Dar câteodată pot să-i apare și incidente. Dopul este primul indicator dacă vinul nu mai este în regulă. În momentul în care eu l-am mirosit și miroase a acetonat, diluant, un miros înțepător care e neplăcut, este primul semnal exact că s-ar putea să nu fie ok. La restaurantele mari unde sunt și somelieri, ei de obicei chiar își pun ei prima gură în pahar și gustă înainte să-i dea clientului. Și tot la fel la restaurantele cu somelier se pune dopul pe o farfurioară și îl miroase cel care a comandat sticla, mai ales la vinurile de colecție. Atunci știi că ai un cunoscător și lași și pe el să-și dea acceptul. Și poate să refuze și atunci trebuie să deschizi altă sticlă și să-i dai încă o dată să miroasă dopul. De aceea este atât de important dopul. Ok, da. Interesant. Cu drag. Așa. Spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre casă. Care e povestea ei? Da, aceasta este casa bunicilor mei, construită de către ei cam în 1943, cred. Am renovat-o și am transformat-o în punct gastronomic local. Ideea a fost să facem ceva care să reflecte arhitectura tradițională lipovenească și motivele care se găsesc la noi în sat, motiv pentru care am fost să colectăm elemente arhitecturale din Ghindărești și a urmat procesul de recondiționare, restaurare propriu-zisă, care a durat cam în jur de un an și mai bine. Și ideea a fost că am vrut să readucem casa la viață și de asta am și ales ideea de punct gastronomic local, în sensul în care casa este despre familie, despre comunitate, despre oameni care vin în jurul mesei, sunt valori la care noi ținem ca familie și ne-am gândit că așa putem reda viață casei, aducând oameni care să se bucure de ea. Deci cam aceasta este povestea. Țigla, ai spus că este cea originală, e cea de aproape 100 de ani. Da, într-adevăr, este țigla originală de pe casă, am păstrat-o, ce s-a putut păstra ca o parte, au fost și niște țigle sparte, dar este cea originală, într-adevăr. Și la fel, pereții sunt, am păstrat pereții din chirpic, tavanul din stuf, la fel ferestrele, fereastra aceasta de aici de la bucătărie este de pe casa veche, la fel și ușa. Deci am încercat să păstrăm cât mai mult din casa originală. Da, cam asta ar fi. Îți mulțumim tare mult, ne-a făcut o deosebită plăcere să venim aici și să descoperim acest loc. Sper să vină cât mai multă lume, deși se pare că e un loc destul de aglomerat, ceea ce semnifică că oamenii se simt bine și mâncarea a fost delicioasă. Îți mulțumim, ne bucurăm și noi și sperăm să ne vedem în curând în aceeași postază. Cu siguranță, vă așteptăm și la următoarea vizită.